Da, ne-am întors în direct, oameni buni. O să vedem câteva imagini ca să profit și eu un pic de prezența doamnei Amariei și de prezența celorlalți. Schimbăm un pic registru. Dă-i drumul puțin cu sunet. Dă-i cu sunet un pic. Libertate! 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 Prin tot ceea ce vom face, trebuie să zidim un nou altar neamului românesc și să lăsăm în urmă urmașilor gloria pământului strămoșesc. La fapte, fraților, și să nu uităm că în brațele voastre stă steagul biruinței, prin liniște și credință, prin ordine și unire, prin muncă și iubire, cu Dumnezeu înainte, trăiască România! N-am venit în fața unui partid politic, ci am venit în fața țării care în sfârșit s-a ridicat. Români! În sfârșit țara s-a ridicat, zice domnul Dan Puric, în siajul intervenției domnului Călin Georgescu. Scandalul pe care l-au provocat declarațiile domnului Călin Georgescu este imens, a depășit de mult frontierele României, pune într-o poziție foarte delicată un partid parlamentar și pe cale de consecință pune într-o situație foarte delicată o parte a politicii de la București, pentru că este extrem de important să știi până unde poți și de unde nu mai poți să te joci cu vorbele în ceea ce privește tragedia unică în istoria omenirii pe care poporul evreu a trăit-o în timpul Holocaustului, pe care țiganii au trăit-o, pe care ungurii au trăit-o, pe care românii au trăit-o în acea perioadă. Și este foarte complicat să știi câtă istorie îți trebuie în cap și în suflet, repet, și în cap și în suflet, ca să vorbești despre criminalii de război, despre istoria scrisă sau proscrisă sau rescrisă a României într-o perioadă extrem de tulbure. Am să vă întreb direct, doamna Amariei, pentru că sunteți vicepreședinte AUR, vă întreb așa. Ce trebuie să înțeleagă electoratul dumneavoastră după ce a văzut lamentabilul comportament al doamnei Șoșoacă, lider al partidului pe care poporul a votat și l-a trimis în Parlament cu aproape 10%? Și al doilea moment, acesta, în care știrile azi spun că Lavric și Târziu vor capul lui Simion pentru că și-a permis lucruri nepermise și că alte știri, eu nici nu le-am preluat pe alea pentru că eu cred că le sunt manipulatorii, se pune deja de ruperea partidului dumneavoastră. Și vă întreabă, mă rog, hai, nu contează cine vă întreb eu. Vă mulțumesc frumos pentru că îmi dați oportunitatea să explic celor care ne urmăresc de acasă, la televizor sau pe internet. Răspunsul este foarte simplu. Tot ceea ce vedeți dumneavoastră că apare acum de la oponenții noștri politici și respiră în presă, AUR, pentru că noi suntem deja la peste 20%. Și spun deja pentru că avem doar 2 ani de la înființare și 1 an în Parlament. Este dovada clară că oamenii s-au săturat de bâlbâiala politică și vor lideri adevărați care țin cu poporul, lideri corecți și onești. Nu se va rupe AUR, pot să-i asigur pe dragii noștri politicieni de la vârf, nu se va rupe AUR. M-am întors tocmai dintr-o vizită în Irlanda, m-am întâlnit cu zeci de oameni acolo. Eu din data de 22
ianuarie până ieri am fost plecată din Bucovina, Moldova, Drăgășani, apoi în Irlanda. M-am întâlnit cu sute, mii de oameni. Dorința lor este aceea de a veni alături de aur. Ori vă dați seama că ceilalți care văd ceea ce se întâmplă cu partidul nostru sunt speriați. Și pe bună dreptate, le este frică de ascensiunea aur. Noi lucrăm la consolidarea partidului, oamenii vin către noi, îi primim și îi asigurăm că aur va rămâne pe aceeași linie pe care a plecat domnul Eden Sabo, cei doi copreședinți împreună, dacă îmi dați voie, vă rog. George Simion și Claudiu Târziu. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru precizări și pentru eleganța cu care ați răspuns provocării deloc ușoară, că e un moment tensionat. Domnul Eden Sabo și apoi o să merg la ceilalți invitați. Vreau să fac un tur de perete electronic, un tur de masă de invitați pe tema acestei dezbateri politice deloc neimportantă. Știu că este inelegant, o să mi se spună, ca un PSD-ist, un UDMR-ist, să nu discutăm despre alții, noi discutăm despre noi, dar totuși vă provoc pentru că sunteți amândoi politicieni în aceeași cameră, în Camera Deputaților, și nu cred că sunteți neaplecați către problemele cu care se confruntă politica românească. Deci eu cred că lucrurile sunt mult mai serioase decât o prezintă colega noastră, în sensul în care domnul Georgescu a fost propus pentru poziția de președinte de onoare al partidului, respectiv pentru poziția de premier al României și dumnealui de către AUR, și dumnealui astăzi în spațiul public nu și-a retractat. Acele atacuri și acele angajamente pe care le-a avut, prin care practic a albit pe acele persoane care au fost unele condamnate pentru nazism sau pentru acte împotriva umanității, respectiv au indus în România o ideologie care practic a dus la adoptarea legilor antievreiești și au dus la realizarea unor pogromuri împotriva evreilor, țiganilor și altor etnii. A spune că aceste lucruri sunt minore, dacă ar fi vorba doar de aceste acuzații, dar la începutul anului, printr-un demers direct al AUR-ului, tema Holocaustului a fost declarată ca și temă minoră. Nu este adevărat, este fals ceea ce spuneți. Vă rog să nu rupeți cuvinte din context. Nu. Eu am fost jurnalist mai mult de 10 ani. Știu să citesc un comunicat de presă, știu să iau o declarație și să o interpretez. Doamna deputat, v-am întrerupt. Eu nu sunt deputat, nu sunt membru în Parlamentul României. Doamna vicepreședinte, v-am întrerupt? Dacă dumneavoastră spuneți niște neadevăruri, eu nu am cum să stau liniștită, să ascult cu dumneavoastră, pentru că așa ne-a învățat pe mine, așa m-a învățat tata și mama, probabil și pe dumneavoastră. Deci putem să stăm liniștiți. Putem să stăm liniștiți. Așa am fost învățat. Nu am intervenit peste dumneavoastră și nu o să intervin. Deci, acea declarație și acel demers spunea foarte clar că sunt teme minore, tema istoriei Holocaustului. În acest context nu este vorba de recidivă. Și avem în acest caz o problemă, pentru că aceste chestiuni pot să ne izoleze. Și nu sunt permise ca să relativizezi drama unui act reprobabil al unui popor. Pot să vă întreb așa, că vă știu om ce este, domnul deputat. Este o lucrătură. Este o lucrătură din partea lui Călin Georgescu. Este o scindare controlată de forțe din afara AUR-ului pentru spargerea partidului, sau pur și simplu a ieșit la iveală un punct de vedere politic al acestui partid prin vocea lui Călin Georgescu? Este foarte simplu. Noi am văzut, acest partid a fost în Valea Uzului cu legionari, cu un semne legionar.
pensionare, avem pozele, le-ați filmat și dumneavoastră. George Simion a fost acolo cu legionari care aveau tatuat pe mână în semne legionare. Dar despre ce vorbim? Aveți pozele și dumneavoastră. Deci nu merge că ne prefacem și nu vedem aceste lucruri. Sorine, tu e... Da, imediat doamna deputat, doamna vicepreședinte, imediat vin la dumneavoastră, vreau să facem totuși un tur de masă imediat, Iulica. Da, Iuliane, tu cum vezi, Iuliane? Ia zi. Eu îmi permit să spun așa. Eu sunt persecutat politic cu acte în regulă. Istoria lui taică-miu nu mai spun. Și am fost persecutat politic de securitatea de pe timpul lui Ceaușescu, taică-miu de ruș și a luptat și pe acolo până la Don. Okay. Da? Și spun așa, să învețe cine vrea, că lucrurile urâte, abuzurile, pogroamele, la ceea ce au fost supuși țiganii, evreii, trebuiesc repetate din când în când, pentru tocmai să nu se mai repete și altcuiva să-i treacă în cap să mai facă acele lucruri. Atât spun. Sorin Dragne, ca profesor... Ce înseamnă să fie repetate? Pot să vă întreb. Să deci fie repetate să... de alți politicieni, de alte conduceri, de alți nebuni. Deci credeți că ar trebui să avem azi pogrom în România împotriva unor nații? Nu, m-ați înțeles total greșit. Am vrut să spun că nu știe... Eu te-am înțeles că te-ai exprimat greșit. Eu am înțeles, s-ai exprimat greșit. Nu, domnule Eden, nu. ...care s-au întâmplat. Da? Este o temă... Ce au făcut legionarii, ce au făcut comuniștii, ce au făcut securitatea. Trebuie din când în când repetate, învățate... Învățate, am înțeles, dar nu repetate fizic, ci... Domnul deputat, stați un pic, domnul deputat, stai puțin, Iulica, că te afunzi. Te ajut eu, crede-mă, prietenește, domnul deputat. Trebuie și eu mă alătur lui. Trebuie să repetate în fața copiilor și tinerilor prin explicarea lor, prin arătarea ceea ce s-a întâmplat. Am înțeles. Pentru că un om informat face cât doi. Tu ai spus așa, ai spus că trebuie repetate, dar noi am înțeles... Nu, dar am greșit eu, nu, asta ai vrut să spui. Da, ba da, cu siguranță. Eu vreau să spun altceva. Este o temă extrem de complicată și complexă. Trebuie să avem grijă când vorbim despre Holocaust, că au fost milioane de victime și atunci trebuie să fim extrem de atenți. Dar eu mi-amintesc că am văzut declarația celor de la AUR. Era un sau acolo, poate doamna Marie are declarația și eu știu exact că nu vorbea despre Holocaust ca o temă minoră din text. Eu nu mai am textul, mi-amintesc perfect. Dacă doamna are textul, rezolvă problema. E un sau acolo care rezolvă problema din perspectiva lingvistică. Vă rog dacă aveți textul. Da, exact, și vă mulțumesc frumos pentru intervenție. Este exact ceea ce am vrut să spun. Discuția era în contextul orelor dedicate în exclusivitate în învățământul școlar pentru studierea Holocaustului. Și atunci noi am venit și am spus, Holocaustul se studiază în clasele 5-8, se studiază în cadrul orelor de istorie la liceu, se studiază mult. Eu am vorbit cu elevi care acum au terminat liceul, mi-au spus că se fac seminarii, se fac conferințe. Deci problema este una majoră pentru România și o repet, și Holocaustul este studiat. Am vorbit cu elevi care au absolvit atât liceul profil real matematică fizică și profil filologic uman. Eu vreau să vă întreb ceva, dar după ce aud punctul de vedere, da, doamna Marie, o secundă. Domnului deputat, aș vrea încă o idee. A spus că domnul Călin Georgescu vorbește în numele AUR. Fals. În numele AUR vorbesc membrii AUR, conducerea la nivel central, membrii Biroului Național de Conducere, în frunte cu cei doi vicepreședinți, Claudiu Târziu, George Simion. Ei sunt oamenii care vorbesc în numele AUR și, bineînțeles, Senatul AUR compus din domnul Colceag, domnul Lavric și așa mai departe. Deci nu are rost să folosiți aceste declarații ca armă politică împotriva AUR. Întrebare ca să merg totuși către Sorin Dragnea. Vă întreb așa, doamna Mariei. Domnul Călin Georgescu nu este propunerea dumneavoastră de prezidențiabil și de premier al țării?
nu este propunerea noastră în acest moment pentru nicio funcție în statul român. Doamna, am făcut înseamnă... Stați un pic, că înseamnă că mă puneți în situația de a-mi cere scuze eu, Tudor Barbu, față de telespectatorii emisiunii mele. Eu am spus în repetate rânduri, citând surse AUR, adică Târziu și Simion, că este propunerea dumneavoastră cu care ați mers la Cotroceni. Cu care am mers la Cotroceni. Păi n-ați mers în calitate de premier al României? Da, da, am fost la Cotroceni, am fost și eu la Cotroceni, da, a fost propunerea noastră pentru momentul respectiv de premier al României. Însă vreau să aveți în vedere un singur lucru. Cu toată aprecierea pe care o am pentru dumneavoastră și cu toată simpatia pe care o am pentru dumneavoastră, eu nu pot să anunț în cadrul emisiunii dumneavoastră, eu, Raluca Amariei, candidatul nostru la prezidențiale. Asta se va face. Doamnă, îmi cer iertare. Ce vom avea o hotărâre. Îmi cer iertare. Eu am învățat în 30 și ceva de ani de gazetărie din 90 până acum că atunci când un partid se duce la președintele Republicii și prezintă o persoană ca fiind persoana cu care vrea să candideze și îl propune de premier al țării, el, acel premier propus poate vorbi în numele formațiunii care îl duce la Cotroceni. Eu așa am învățat, dar îmi cer scuze. Exact, acum... da, a fost propunerea noastră în acel moment pentru funcția de prim-ministru al României. Da, am dorit un guvern, asta am și spus, am fost eu la Cotroceni și asta am și cerut președintelui, un guvern de tehnocrați, da, cu mandat limitat pentru a scoate țara din criză. Și în momentul în care l-ați însoțit, iertați-mă, domnul deputat. Doar o singură chestie. Imediat. Doamna Amariei, când ați fost în delegația de la Cotroceni, susținându-l ca premier al țării pe domnul Călin Georgescu, ce știați despre mapa profesională a domniei sale, despre CV-ul domniei sale, despre vederile politice și despre tot ceea ce viitorul premier al României, Călin Georgescu, are în cap? Mă întreb așa, direct. Eu știam programul domnului Călin Georgescu, hrană, apă, energie. Deci, domnul Călin Georgescu este un expert în dezvoltare durabilă, da, asta știe toată lumea, iar programul, propunerile care se regăsesc în programul care este public și pe care vă invit să-l studiați cu toții, erau exact, se plia exact pe ceea ce își dorește Partidul AUR să facă în continuare în România. Da, Sorin Dragne și apoi... Da, domnul Eder Sabo și apoi Sorin Dragne. Două chestiuni în plus. Nu a fost doar propunerea pentru postul de premier, ci s-a ofertat și poziția de președinte de onoare al AUR, de către domnul George Simion. Bun, atunci cum naiba să nu-l asume dacă vrei președinte de onoare? Nu este propunerea lui George Simion pentru funcția de președinte de onoare, este propunerea unei colege, membru în Alianța George pentru Simion Unirea Românilor, este public. Doamna deputat, Janina Șerban, care i-a făcut această propunere domnului Călin Georgescu. Domnul Călin Georgescu a acceptat, dar nu a fost validată în nicio întrunire a unui for de conducere a Partidului AUR. Deci da, a venit din partea AUR această propunere. Bun, venit din partea unei colege, membre AUR. Eu am văzut declarația domnului George Simion. Poate că propunerea interioară a venit de la doamna respectivă, dar în spațiu public a ajuns prin domnul George Simion. Domnul, o chestiune foarte importantă, dacă îmi permiteți. Am găsit textul acelui comunicat și spune așa: România, a zice, a calității învățământului de România prin ridicarea la rangul de materii a unor teme minore sau care pot face obiectul unor simple lecții în cadrul materiilor existente, în paranteze, istoria Holocaustului. Deci, istoria Holocaustului este o temă minoră. Știu să citesc testul. Nu este niciun sau, domnul coleg, în Eu n-am textul, dar mi-am inteles. Am căutat textul, am în față, sunt pe calculator, am căutat textul, nu este niciun sau. Doamna Amariei ne poate pune, că știu că a fost o discuție pe text din perspectiva unui dosar penal, o plângere penală făcută de către un domn deputat de la Iași. Hai să vedem, opriți-vă un pic. Te-am promis. Dacă îmi permiteți, încă o chestiune. Domnul Georgescu, în 2014, când România avea misiunea în Afganistan, a spus că noi nu trebuie să avem această misiune în Afganistan și am făcut o prostie că am dat voie americanilor să ne facă baza de la Deveselu.
Bun. Domnul deputat, noi trebuie să alegem, domnul deputat, iertați-mă, noi trebuie să alegem și am ales. Adică n-am mers cu rușii și am mers cu americanii. Da, da, dar domnul Georgescu spune că a fost o prostie. Să fie sănătos și domnul Georgescu. Deci partenerii strategici trebuie folosiți în interesul românilor și a României. Da? Absolut, bun. Absolut de acord. Că nu mă întorc acum către ruși. Vreți să vă vorbesc ce au făcut rușii când s-au retras? Cum au violat femeile, cum au spart butoaiele cu vin, beau un pahar de vin și spărgea butoiul de vin și curgea tot vinul până dimineață? Vă povestesc și lucruri povestite de bătrâni. Oprește-te puțin, Sorin. Sorin Dragnea, cadascăl. Atenție! Punctul de vedere al unui profesor. Eu nu știu dacă domnul Georgescu a făcut vreo prostie sau cât de mare este prostia domnului Georgescu în declarație vis-a-vis de scutul de la Deveselu și de misiunea din Afganistan. Dar o spun cu toată responsabilitatea cetățeanului român, cred că până la ora asta este o mare prostie din partea autorităților române că nu s-au dus la Comisia Europeană să ceară ce au cerut francezii. Corect. E o prostie incomensurabilă, cu efecte probabil că la fel de mari ca multe alte tragedii în istoria României. Nu cred că este România singura țară și nu cred că este doar anul 2022 cu bătaia în 2024, când apar politicieni dintr-un material de carton sau de alt material la fel de, de periculos la incendiu politic, care încearcă să valorifice curentul acesta ultranaționalist. Nu cred că este niciun păcat să-ți iubești patria, dar este de nedescris acum să vii să îți etaleze această iubire de patrie, etalându-ți ura față de alte rase, alte specii, alte popoare, care de-a lungul istoriei au greșit sau nu față de poporul de patria ta. Nu cred, ca dascăl o spun cu toată responsabilitatea, că se va mai putea repeta vreodată sau că va trebui ca cineva pe planeta aceasta să lase, să fie încurajat un discurs care să ducă în zona aceasta pe care omenirea a cunoscut-o în ceea ce privește Holocaustul. Dar în procesul de educație al elevilor din România, nu cred că istoria Holocaustului ar trebui să ocupe mult mai mult spațiu pentru cultura elevilor de pe teritoriul României decât bătălia de la Oarba de Mureș. Sau ce s-a întâmplat cu românii din Transilvania în vremea regimului Hortist. Băi, fratele meu, vin la tine. O secundă, domnule Iodan. S-a alunecat într-o zonă pe care nu o cunoașteți. Vorbiți cu un istoric. O secundă, opriți-vă. Vorbiți cu un istoric. Opriți-mă. Nu vreau, nu, opriți-vă un pic. Opriți-vă. Nu, vreau să pun eu capacul la loc pe... Național comunistă. Nu alunecați într-o temă național-comunistă pentru în perioada celui de-al doilea război mondial, pentru că atrocități, să știți, în Transilvania nu au fost doar într-o singură direcție. Nu este cu sens unic. Și nu am văzut pe nimeni scriind despre atrocitățile dintre dumneavoastră și nu cred că ați auzit vreodată de atrocitățile de la Ginta, de la Tărcaia, de la Valea Seacă, care au fost comise de către armata română împotriva maghiarilor. Deci, vă rog frumos, am impresia sau ați luat-o cumva personal, domnule Odon? Da, am luat-o pentru că ați vorbit de ceva pe care... Atunci rămâne problema dumneavoastră. Nu, dar nu vorbiți... Eu am dat un simplu exemplu. Nu vreți fără ca să o luați personal credeți, și fără ca să mă întrerupeți. Credeți-mă. Nu vreți ca să vă alăturați exemplului meu cu Oarba de Mureș și cu exemplele dumneavoastră decât să le luați personal? Ba da, dar asta spun. Atunci alăturați-vă dumneavoastră că elevii din România... Elevii din România, inclusiv din Ardeal, trebuie să învețe despre Oarba de Mureș și despre Tărcaia, trebuie să învețe despre istoria Holocaustului. Sunteți de acord cu mine? Sunt de acord că trebuie să ne cunoaștem istoria. Dar istoria Holocaustului nu este... Da, acum pot să intervin și eu cu o întrebare. Domnul, oprește puțin, Sorin. O locație. Opriți-vă un pic, domnul deputat. Cu acceptul. Domnul deputat. Foarte multor nații. Opriți-vă un pic. Eu n-am vrut să deschid niciun fel de cutie a niciunei pandore. A deschis-o Sorin pentru că este un foarte bun român și un foarte înțelept participant la emisiunile mele de ani de zile. Dumneavoastră, cu multă înțelepciune, ați dus discuția la un echilibru care a împăcit puncte de vedere și care a dat pildă acasă.
Mă bucur că emisiunea n-a derapat în niciun fel, doar pentru că ați fost foarte înțelepți amândoi. Dar eu vă întreb acum și pe doamna Mariei, și pe domnul Coarnă, și pe toți ceilalți. În manualele și în educația din această țară, că este ea de limbă română sau limbă minoritar maghiară, că este ea de orice orientare, că manualele, din păcate, au ajuns orientare politică în România de după Ceaușescu. Cine a fost la putere și a cam orientat manualele pe Iașa, Sorine? Așa. Eu vă întreb acum, care ar trebui să fie care este ponderea și care trebuie să fie ponderea pe planetă în ceea ce privește Holocaustul? Doar o minte ori neștiutoare, ori tulburată poate pune sub semnul întrebării. Dar vă întreb, care este ponderea milioanelor de români morți în urma comunismului adus de tancurile sovietice cu Anna Paucăr, cu Walter Roman? Care sunt interdicțiile pentru că despre anumite persoane, personalități și oameni care au marcat istoria României nu poți vorbi pentru că plătești scump. Nu poți vorbi. Nici măcar nu poți pune în dezbatere. Nici la maghiari, nici la români. De ce? Pentru că ți-o iei. Întrebare. Comunismul, domnule Eden Sabo, doamnă Amariei, domnule Coarnă, comunismul cât a produs ca victimă poporului ăsta? Cât învață copiii despre urmașii comuniștilor, nu, care nu, că ai voie să vorbești. Vorbesc de la tribunele țării. Se duc la microfoanele aleșilor neamului și pilduiesc țara, domnul Eden. Ne dau lecții de viață copiii ălora care ne-au călcat în picioare. Și la IP, și la Trăznea, și în comunele unde spuneți dumneavoastră că armata română a făcut ce a făcut. Ei, copiii ălora ne dau pildă și nu-i interzice nimeni. Noi respectăm poporul evreu și tragedia prin care a trecut? Da. Pe a noastră tragedie. Eu m-am născut când tatăl meu era în pușcărie, domnule Eden. M-am născut cu tatăl în pușcărie luat de comuniști. A scăpat cu viață doar pentru că Dumnezeu i-a dat viață. Istoria ălora, care au fost milioane, la canal, la spart de roc în munți, știți foarte bine cât au suferit maghiarii, ungurii din Harghita și Covasna. E, pe aia, Holocaustul românesc. Avem dreptul să-l discutăm în emisiuni, să-l punem copiilor să învețe în aceeași pondere. Asta este tema. O, avem publicitate acum. Hai să ne depre... Îmi cer iertare. Îmi cer iertare. Cred că am derapat cu tonul. Adică nu cred, sigur. După publicitate, punctul de vedere al distinșilor invitați. Iulian Surugiu, să le lași lor câte 2 minute pe final de emisiune, pentru că au absentat, din păcate, din vina mea, adică. Mitică, te ascult, ce vrei tu? Noi am dezbătut în publicitate toate subiectele. Dacă ne filmați în publicitate, practic emisiunea se închidea. Să nu mizezi pe faptul că nu se filmează. Le păstrăm pentru zile negre. Da. Noi am dezbătut foarte aplicat și foarte corect în publicitate. Sigur că sunt teme extrem de sensibile. Sigur că trebuie să fim atenți. Istoria are părți bune și părți rele. De regulă, istoria e scrisă de învingători. Fiecare societate a avut pozitiv și negativ. Noi ar trebui să avem capacitatea să extragem zonele pozitive. Comunismul a avut și părți bune, n-a avut numai părți rele. Absolut. Da. Ok. Au fost părți rele, părți bune, părți pline, părți goale. Absolut. Trebuie să avem capacitatea să gândim într-o zonă de echilibru. Să nu încercăm să scoatem în evidență atunci când ne convine partea negativă sau invers partea pozitivă. Dacă avem un istoric în platou, trebuie să fim consecvenți și să fim, dacă vreți, foarte, foarte raționali în comunicarea publică, pentru că trăim într-o societate extrem de scindată. Mitică, știi ce vreau să spun? Uite, vreau să spun ceva, înainte să vorbească și Iulian. Oameni buni, am primit un mesaj care mi-a mulțumit. Mă rog, ok. Oameni buni, să știți ceva. Un popor care nu-și respectă propria istorie și propriul neam trăiește degeaba. Este vai steaua lui, una. Al doilea, de ce statul Israel din 1948 de la înființare până azi a ajuns una dintre puterile lumii din multe puncte de vedere? Pentru că se respectă, pentru că nu-și uită istoria și pentru că oricine, cât de tare ar fi, le calcă pe cap un fir din istoria lor, acel popor reacționează. Poporul ăsta, care e în devenire, deocamdată este o populație, în opinia mea, o secundă mitică. Noi suntem încă o populație. Când vom ajunge popor, în manualele copiilor noștri, indiferent de partidul de la putere,
va figura și Holocaustul românesc. Și drama pe care au trăit-o ungurii în Ardeal, și drama pe care au produs-o ungurii în Ardeal, și drama pe care noi am produs-o. Toate alea se vor învăța. Mitică, te rog. Problema de fond la noi este la cap. Noi nu avem conducători care să... Poate o avea, că nu suntem lipsiți de talente și de valori. Auzi... Da, Iulian. Nu avem eu am să spun așa, Mitică, taci, băi. Orfana Lungariei. Mitică. Pe caz de deci, acolo. Lasă-mă și pe mine, leac. Deci eu am să spun așa, următorul lucru. Deci România merită mult mai mult și românii copiii trebuie să învețe. Eu spun și tu știi foarte bine, Tudore, că pot să spun documente la public în care Securitatea l-a urmărit pe taică-mă 40 de ani de zile. Am făcut cu el fiei țărâna ușoară, am făcut o emisiune întreagă cu taică, sunt mare român și mare patriot care a n-au putut cum. Să-l bage în pușcărie. Întrebarea mea mă întreb, de ce a trebuit eu, de când eram mic, să aștept în fiecare an percheziție acasă? De ce? Pentru ce? Și totuși sunt aici, n-am plecat din România și le spun că nu plec. Vreau așa, oprește puțin. Sorine, repede, 30 de secunde. Cum ți s-a părut? Am derapat prea mult sau a avut logică ce am spus? Profesore. Este normal o astfel de abordare. Ai avut invitați echilibrați. Mă bucură intervenția domnului deputat. Dar aș vrea, ce am vrut eu să subliniez ca cetățean alegător și să le subliniez această sarcină parlamentarilor, că ar trebui să se bată pentru echitate, pentru dreptatea tuturor cetățenilor din România și să nu împingă discuțiile publice doar în zona de unde era culege. Mulțumesc mult de tot, să vă dea Dumnezeu sănătate, să rămână mâna, doamnă, vă mulțumesc invitațiilor, revenim imediat cu o știre tare. Solemnă la Parlamentul Țării, 15 ani de la aderarea României la această importantă structură continentală numită Uniunea Europeană. Am putea discuta ore întregi. Cât am dat, cât am luat, am primit mult mai mulți bani, am pierdut 10 de miliarde de euro pentru că avem multe cozi de topor în țară. Din păcate, Europa nu este atât de vinovată sau e aproape deloc vinovată pentru tragedia pe care din ăștia 15 ani am continuat să o producem în țară. Noi, ei, alții ca ei. Rămâneți cu bună România, cu Răzvan și cu Radu, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem mâine la 15:55, toate cele bune!